În fiecare an, Brigada 15 Mecanizată Podul Înalt organizează Cupa Presei la Tir, unde sunt invitați toți jurnaliștii ieșeni. Anul acesta, evenimentul s-a desfășurat în poligonul automatizat Mogoșești și au participat în jur de 20 de reprezentanți ai presei ieșene. Ca în fiecare an, cu prilejul Zilei Armatei României, Brigada 15 Mecanizată Podul Înalt a organizat competiția Cupa Presei la Tir, ediția 2022, în care i-am provocat pe toți jurnaliștii ieșeni în a executa o tragere cu armamentul pe care militarii îl folosesc. Se pare că vremea nu a fost prietenoasă astăzi cu noi, dar cu toate acestea am desfășurat competiția cu bine și considerăm că toți dintre cei care au participat au ieșit câștigători. Jurnaliștii au fost instruiți înainte de a trage cu arma. La comandos ne deplasăm pe elementul de tragere, unde o să luați poziție pentru luptă culcat. Doar acolo introduceți încărcătorul în armă. Am introdus încărcătorul în armă. Da? Dezasigurăm. Armăm. După care o asigurăm înapoi. Și așteptați. Totul la comandă. La finalul competiției, jurnaliștii au fost premiați cu diplome și cupe.